aceasta să merg în lucrarea lui Dumnezeu și aceasta am făcut-o cu mulți ani în urmă. Știu că sunt chemat la lucrarea aceasta ca să cânt și să laud pe Domnul. El mi-a dat acest talent și lauda aia lui, slăvit să fie numele Lui. 5 decembrie 2007 este ziua în care Domnul a rânduit ca să fiu trecut prin cuptor, prin încercare, dar încercarea aceasta nu a fost încheiată de biruința lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. În primă fază vreau să vă spun câteva cuvinte despre cuptor. Mergeam în misiune împreună cu tinerii din biserica noastră, la un sat de lângă Timișoara, trecând un drum național, eram primul din acea coloană, în spatele meu erau încă 20 de tineri, ne-am asigurat într-o parte și în alta, nu venea nicio mașină, când eram aproape de cealaltă parte a drumului, am fost izbit în plin de o mașină din partea dreaptă, condusă de un om sub influența alcoolului, un om care nu a adaptat viteza la condițiile de acolo, era o manifestare religioasă la un cămin cultural. Acolo a fost lucrarea. Am fost lovit de această mașină din partea dreaptă. Omul acesta avea foarte mare viteză din ceea ce spuneau cei care au fost acolo. Am fost izbit din partea dreaptă, am fost aruncat în parbrizul acestei mașini, am fost aruncat foarte mulți metri în sus și din izbitura aceasta, din aruncătura aceasta, am fost aruncat într-o altă mașină, cea de-a doua mașină. Am spart parbrizul din spate de la cea de-a doua mașină, am căzut undeva jos la pasagerii din spate. În tot acest timp, am fost conștient căci am fost lovit, am fost conștient și parcă mă uitam așa la mine și dintr-o dată lumina ochilor s-a dus, am văzut numai negru, dintr-o dată și răsuflarea s-a dus și acum știind că sunt copilul lui Dumnezeu, am zis, Doamne, de-abia aștept să plec dincolo, să văd ce dincolo. Dar Domnul Iisus a zis nu. Pentru că în mâna Lui este suflarea de viață. Fiind acolo jos, la pasagerii din spate, frații cu care am mers în misiune au spart acea mașină, m-au luat de acolo de jos și m-au întins pe bancheta din spate. Atunci când m-au întins pe bancheta din spate, din nou mi-a venit lumina ochilor, din nou am putut să respir. Și frații m-au luat de acolo, m-au așezat, dar neștiind că picioarele mele când le-am luat de acolo de jos erau rupte de la genunchi în jos, amândouă picioare erau rupte, mai ales piciorul stâng, oasele care s-au rupt, au ieșit afară prin carne, brațul acesta drept a fost și el de asemenea rupt, degetul stâng, se poate vedea operația, au fost rupte. Impactul acesta și lovitura aceasta și tabloul acesta în încercării, nu știu dacă am reușit eu foarte bine să vi-l descriu, dar aș vrea să vă spun că ce a fost o încercare foarte mare, pentru că diavolul s-a luptat ca să strice tot. Și mai mult de atât, încercarea asta nu a fost la voia întâmplării. Aș vrea să vă spun că după încercarea aceasta a urmat clipe în care eu l-am văzut pe Hristos cu adevărat în viața mea. Aș vrea să vă spun că am crescut într-o familie și într-un mediu plăcut înaintea lui Dumnezeu, pentru că tata fiind slujitor în Biserica Elim, mamă o mamă evlavioasă, dar totuși de multe ori nu aveam o apropiere cu adevărat de Hristos. După acest accident, aș vrea să mă mărturisesc și îmi face deosebită plăcere să vorbesc despre lucrările lui Hristos. E adevărat, atunci când vorbesc despre suferință, atunci când mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat acolo, nu am foarte mare plăcere. Dar când mă gândesc la Hristos și cum a lucrat El, dați-mi voie să vă spun că am o mare bucurie să vă vestesc despre îndurările Lui. Ajungând la spital, am ajuns la 3 spitale mari din Timișoara, Spitalul Municipal, Spitalul Județean și în cele din urmă Casa Austria. La Spitalul Municipal, cei care m-au văzut acolo au văzut rănile deschise pentru că fața mi era desfigurată, mâinile, picioarele eram cu o legumă, nu mai puteam să mișc nimic, au spus, nu știu dacă va scăpa, încercați să vedeți în altă parte, m-a luat de la
municipal, m-au dus la județean, acolo iar s-au uitat la mine, au spus este un caz foarte grav, pe propria răspundere au pus familia să mă ia și să mă duc în altă parte. În cele din urmă am ajuns la Casa Austria, acolo m-au operat, accidentul a fost undeva în jurul orei 6 și pe la ora 8 a venit un doctor la mine și a zis în felul următor, dacă până dimineață la ora 5 nu intri în operație, niciodată nu vei mai merge. Și atunci am început și am strigat înaintea Domnului și am spus, Doamne, nu mă lăsa, pentru că erau doar 5 luni de la căsătoria cu soția mea. În august am avut nuntă și în septembrie, în decembrie a fost acest accident. Bineînțeles că ne-am pus împreună cu soția, cu familia, cu biserica din care fac parte și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat biruință. Și biruința aceasta a fost în felul următor, pentru că după operațiile de la picioare, operațiile însemnând că pe lângă os s-a băgat o tijă metalică, o tijă de fier ca degetul acesta mic, pe lângă os, ca să se refacă cât mai repede oasele. După operația de la picioare, cei care ați avut un os rupt, știți ce dureri, un os rupt, sunt niște dureri groaznice. După operația de la picioare, amândouă, eram într-o vineri seara, pe la ora 6, eram împreună cu soția mea și am spus, draga mea, aș vrea să ne punem să ne rugăm că simt că nu mai pot rezista asupra durerilor. Simt că mă prăbușesc. Erau niște dureri cumplite, măcar că din 6 în 6 ore venea o asistentă și îmi făcea niște calmante foarte tari ca să rezist asupra durerilor. Nici calmantele acestea nu își mai făceau efectul și am spus soția, i-am spus, haide te rog să ne punem să ne rugăm. Ne rugam și neștiind că fratele meu care este conducător de biserică împreună cu biserica toată s-au adunat în vinerea aceea seara pe la 6, începea biserica și s-au adunat să se roage în mod special pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea biruință. Și aș vrea să vă spun că rugăciunea mea, rugăciunea soției, rugăciunea bisericii au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă pe drum vorbeam cu fratele și vorbeam de Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, Dumnezeu nu-i trebuie minute, nu-i trebuie ore ca să facă ceva. Știți cât îi trebuie la Dumnezeu? Clipeală ochiului. Așa a fost. Stăteam în pas, stăteam întins, mă rugam și dintr-o dată din partea dreaptă a venit o pace și o liniște. Cu numai Hristos Domnul ți-o poate da. Slăvit să fie numele Lui. Și după aceea la clipeală ochiului, Dumnezeu mi-a luat durerea de la picioare. Mă uitam la mine cum se poate cu câteva secunde în urmă, aveam niște dureri îngrozitoare, iar dintr-o dată să nu mai ai dureri. A venit asistentă și a zis, Domnul Todor, sunt aici să vă fac calmată. Și am zis, nu mai este nevoie, că Hristos Domnul s-a atins. Slăviți să fie Domnul. În fiecare zi, și mărturia aia este foarte lungă, în fiecare zi vedeam cum Dumnezeu se atingea de mine. Într-o dimineață veneau la patul, pentru că era vizita, veneau câte 4-5 doctori, se opria, eram 4 în salon și se opria la fiecare. Se uita și îi dădea un diagnostic și îi mai spunea câteva cuvinte. Când ajungea la mine, eram cel mai grav din acel salon, când ajungea la mine toți 4-5 doctori, se uitau și dădeau așa din nume. La un moment dat i-am spus la domnul doctor care m-a operat, am zis, domnule doctor, spuneți-mi și mie ce se întâmplă, este ceva grav, s-a întâmplat ceva în decursul operațiilor, nu voi mai merge, este ceva grav. Și a zis, nu. Suntem aici 5 doctori și nu înțelegem ceea ce se petrece în lumea asta. Operațiile se închid atât de repede, oasele se sudează atât de repede. Cu alte cuvinte, domnule Todor, sunteți o minune. Și atunci am mărturisit despre Domnul și am zis, domnule doctor, pe lângă mâna iscusită a dumneavoastră de doctor, vreau să vă spun că și eu m-am încrezut în mâna medicului suprem. Să fie numele Lui. Aș vrea să vă spun că după 3 luni de zile în care am stat la pat și nu am mișcat, aș vrea să vă spun că a trebuit să învăț din nou, să merg ca un copil. A trebuit să fac recuperări, n-am mai știut să merg. După 2 luni jumate, fratele meu mă ținea de mijloc și puteam să stau undeva la 3 secunde, până ce nume 1, 2, 3. Și după aceea mă lăsa jos. Și încet, zile după zile, Dumnezeu mă întărea și îmi dădea biruință. Aș vrea să vă spun că înaintea medicilor am fost un caz foarte grav, dar la fel un caz care s-au mirat foarte mulți medici.
Medicul care m-a operat după aproximativ 2 ani de zile m-a chemat la cabinet și mi-a spus în felul următor: domnul Todor, eu mă duc în străinătate și aș vrea să prezint cazul dumneavoastră, pentru că aș vrea să vă spun că de când am operat pe dumneavoastră, am operat la undeva la 250 de pacienți. Dar din acești 250 de pacienți, dumneavoastră sunteți cel mai bine și sunteți un miracol. Și din nou am spus: domnule doctor, asupra mea, asupra corpului meu, e adevărat că ați operat dumneavoastră, dar pe lângă mâna dumneavoastră a fost mâna medicului suflet. Slăvit să fie numele Domnului. Bineînțeles că și noi trecem prin suferință, dar cel mai important este să trecem cu Domnul, pentru că El ne scoate pe viitor. Această încercare, ca și om, la început am pus acea mare întrebare și am spus: Doamne, de ce? Și mi-a venit la un moment dat un răspuns și a zis: încercarea asta nu este spre prăbușirea ta, ci este spre ridicarea ta. Slăviți-vă, Domnul! Aș vrea